Noi imagini de la prăpădul de după furtuna de cod roșu în Mureș, în mai multe localități inundate, pompierii au intervenit de urgență. A fost prăpăd și în Sibiu, acolo unde a plouat atât de mult încât străzile au fost inundate, iar apa a intrat în curțile oamenilor. Peste 30 de pompieri au intervenit pentru a acorda ajutor celor afectați de viitură.